Încă de la intrarea în grădiniță, invitații au fost întâmpinați de către micuți costumați în fructele și legumele toamnei. Emoționați, atât părinții cât și copilașii așteptau spectacolul închinat anotimpului. Cei mici au cântat, au dansat și au spus poezii dedicate sărbătoritelor acestei perioade. Însă nu a lipsit și parada lor. Activitatea de azi se încadrează într-un proiect legat de alimentație, și anume securitatea alimentației, în care urmărim formarea unor deprinderi de alimentație sănătoasă ale copiilor, în special ale preșcolarilor. Și activitatea se numește Curiozități alimentare, de aceea avem aici prezentate curiozități în sensul că sunt alimente de la mai multe etnii. Săptămâna Educației Globale încurajează copiii și cadrele didactice să inițieze activități educative care să abordeze problematici asociate temei de anul acesta, de la sănătatea hranei, responsabilitatea socială și până la sănătatea solului.